Bună dimineața și bun găsit la Estetica Premium! Bună dimineața, vă spun și eu! Ana, mi se pare mie sau în această dimineață ai un zâmbet mai strălucitor decât de obicei? Se poate, am fost la dentist. Și uite, cu ocazia asta mi-am dat seama că noi de când am început emisiunea nu am vorbit niciodată despre estetică dentară și despre problemele dentare cu care ne putem confrunta. Așa că m-am hotărât ca astăzi să vorbim despre bruxism. În traducere este acel scrâșnet al dinților care pur și simplu ne distruge nopțile, dar ar fi fost bine dacă acesta ar fi fost singurul dezavantaj. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba. Vă surprindeți uneori ziua cum vă încleștați maxilarele și nu pentru că sunteți nervoși? Vi s-a plâns partenerul că nu poate dormi noaptea din cauza că scrâșniți din dinți? Dacă da, și dacă la toate astea se mai adaugă și dureri de cap matinale inexplicabile, lucrurile sunt clare. Suferiți de bruxism. Medicul stomatolog observă uzura dentară excesivă, adică observă că dinții sunt mai scurți. Și smalțul este uzat, transpare dentina care este mai galbenă. Și poate vi se pare o afecțiune boierească, una care nu trebuie neapărat tratată, că doar s-au inventat dopurile de urechi, nimic mai fals. Este drept că nu sunteți singurii. Unul din patru români ar suferi de bruxism, spun statisticile, dar problemele pe care le poate aduce nu sunt deloc de ignorat. Aceasta duce în timp la abrazarea suprafețelor dentare și la crearea unor leziuni irreversibile la nivelul dinților, cât și sensibilități dentare și eventual chiar și dureri în articulația temporomandibulară. Dacă bruxismul este incipient, atunci, din punctul meu de vedere, ajunge o șină de protecție care se aplică ori la maxilarul inferior sau cel superior, acoperă numai o treime din lungimea dintelui, în general, se pune seara înainte de culcare și rămâne în gură peste noapte. Șina sau gutiera are astfel rol de amortizor, relaxează musculatura și apără dinții. Aceasta este un fel de amprentă care vine pe dinți. E din un material plastic și elastic care ajută să spațieze contactele între cele două arcade. Există studii care oferă rezultate promițătoare în legătură cu utilizarea injecțiilor cu toxină botulinică în mușchii masticatori, maseteri și temporal și astfel relaxează musculatura, rezolvând problema scrâșnitului din dinți. Specialiștii au încercat să găsească și explicații de ce apare bruxismul. La adulți ar fi vorba de stres, iar la copii ar apărea din cauza unor traume. Bruxismul poate apărea însă și din cauza unei lucrări dentare prost făcute. Important este însă să nu ignorați problema, altfel bruxismul se agravează, iar tratarea lui se complică. Când bruxismul este deja foarte avansat, dimensiunea verticală a treimii inferioare a feței, adică zona în care practic se află dinții, se micșorează. Micșurându-se, simetria feței dispare și în momentul în care dispare această simetrie, din punct de vedere estetic, fața pare îmbătrânită. Nu vorbesc de leziuni la nivel dentar, pentru că pierdându-se masa dentară, se ajunge aproape la nerv, dinții devin sensibili, dureroși, trebuie făcute tratamente endodontice pentru îndepărtarea nervilor. Bruxomanii au acea tendință de a strânge din dinți și orice refacerea smalțului artificial, respectiv fațetele puse pe dinți, există un risc crescut să le spargem sau să se decimenteze aceste fațete. Există soluții și pentru bruxismul avansat, sunt însă intervenții nu doar mai complexe, dar și mai costisitoare. Trebuie făcut o ridicare de ocluzie, care se face după anumite tehnici. Această ridicare de ocluzie ne readuce la situația inițială, dar înseamnă obligatoriu șlefuirea tuturor dinților. Și în felul acesta, practic, având o dimensiune verticală nouă, corectă, o estetică dentară ideală, pentru că atunci automat lucrăm și la estetică, putem spune că am îndreptat simetria feții din punct de vedere al înălțimii verticale, care este foarte importantă, de așa manieră încât refacem pur și simplu estetic fața la nivelul vârstei pacientului respectiv. Iată așadar o afecțiune pe care, din păcate, o ignorăm. Și unde putem ajunge din cauza ei? Dar să știi că am citit și câteva remedii băbești. Spre exemplu, seara, înainte de culcare, ar fi bine să ronțăim un morcov astfel încât să ne obosim maxilarul.
Ana, eu nu știu unde ai citit tu asta, dar să știi că eu prefer să merg la medic. Da, ai dreptate și eu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această dimineață. Nu uitați, ne vedem și mâine la aceeași oră la Estetica Premium. Învățăm să fim tineri, frumoși, dar mai ales sănătoși. Pe curând!